Eliminarea Huawei din schema implementării tehnologiei 5G se lasă cu procese împotriva statului. Se întâmplă în Franța, acolo unde două mari companii de telefonie au anunțat că vor cere în instanță compensații dacă nu vor avea acces la echipamentele companiei chineze. Două mai companii telecom din Franța, Bouygues Telecom și SFR, au înregistrat un prim succes în lupta lor legală cu statul francez pentru implementarea unei scheme de compensare. Cei doi operatori au solicitat în justiție ca statul francez să instituie compensări dacă le va forța să elimine echipamentele anumitor producători chinezi din rețelele lor mobile. Conform informațiilor din presa din Hexagon, Curtea Supremă din această țară a decis să trimită mai departe către Curtea Constituțională cazul deschis de cele două companii. Telecom. Atât Buig Telecom cât și SFR se bazează într-o mare măsură în rețelele lor mobile LTE pe utilizarea echipamentelor gigantului chinez Huawei. Buig Telecom a anunțat în luna august că ar fi fost forțat să înlocuiască până în anul 2008 aproximativ 3.000 de antene produse de compania chineză, ca urmare a noilor cerințe care instituie restricții axate pe creșterea securității viitoarelor rețele 5G confruntate cu spectrul unor costuri importante pentru eventuala înlocuire acestor echipamente, cele două companii consideră că statul francez trebuie să le compenseze financiar, având în vedere că noile costuri vor fi generate direct de cerințele autorităților. Franța a obținut aproape 2,8 miliarde de euro la începutul lunii octombrie din vânzarea primelor frecvențe 5G. După mai multe amânări, România este așteptată să organizeze licitația pentru alocarea spectrului de frecvențe 5G pe parcursul anului viitor.